Este adevărat că Neicuțescu are avea surplus de kilograme, ai fost obligat să joci cu un jucător ieșit din formă total? Da, el, Neicuțescu, e o problemă mai veche, el vine după o accidentare, grav, n-a reușit. Asta a stat destul de multe luni. El a reintrat cu noi în momentul când am reînceput antrenamentele după carantină, după izolare. Dar n-a reușit să vină într-o formă fizică extraordinar de bună. A avut un număr de kilograme în plus, dar era un jucător și under 21 și ne-a ajutat cu această regulă. Plus că el are destul de multe calități, numai că cumva trebuie să aibă mult mai multă grijă de el, la felul cum își gestionează timpul și extra antrenamente. Extra și, până la urmă, viața, că ești jucător profesionist și trebuie să ai un pic de grijă de ceea ce faci